Incendiu violent în județul Prahova în prima zi din an. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările uriașe care au cuprins o casă din Mizil. Un bărbat a fost la un pas de tragedie, însă a scăpat ca prin minune după ce a fost scos la timp din locuință de pompieri. După minute bune de luptă cu focul, pompierii au intrat în locuința cuprinsă de flăcări și au scos de acolo un bărbat. Din fericire, doar un noroc teribil a făcut ca acesta să fie scos teafăr din locuință. Bărbatul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Deocamdată nu se cunosc cauzele care au dus la izbucnirea incendiului, însă a fost deschisă o anchetă.